Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O idee pentru fabricile de permise din România, pentru că s-a stricat singura imprimantă care tipărea permise de conducere în Africa de Sud. Mii și de mii de șoferi sunt nevoiți să conducă acum cu permise expirate. Deci s-a stricat imprimanta. Dacă s-a stricat imprimanta, asta este, frate, mergem cu ce avem, nu contează. Ministrul transporturilor din Africa de Sud, domnul Fikile Mbalula, a explicat că până... Vă dați seama, dacă dau știrea asta pentru numele domnului. Deci Fikile Mbalula a explicat că până la repararea imprimantei, cele noi vor fi redactate provizoriu, iar cele vechi expirate rămân valabile. Această problemă cu imprimanta, deci Africa de Sud, câte zeci de milioane de locuitori are Africa de Sud? Mulți. Da. Mulți oameni. Problema persistă de mai mult timp. Domnul Mbalula prelungise deja termenul de valabilitate a permiselor încă de la jumătatea anului trecut. Noul termen de valabilitate e martie anul acesta. Deci înțelegeți dacă ministrul nostru Mbalula, adică domnul Bode de la transporturi, Mbalula Bode, Bodelula, nu, de la interne, măi. Deci Mbalula Bode de la interne ar putea să facă în așa fel încât să descopere că s-a stricat imprimanta de tipărire a permiselor, ar putea să rezolva problema. Ia o astfel de decizie și așa, de exemplu, punctul de amendă e înghețat de nu știu când. Ce ne mai chinuim așa și cu permisele, îi punem pe oamenii ăia săraci de ei să se organizeze, interlopește, facem o treabă oficială. S-a stricat imprimanta, nu mai putem să dăm permise, mergem cu ce avem sau asta e. Păi și ăștia ce fac? S-a stricat imprimanta, deci, se uită la ea sau ce fac? Este la reparat în Germania. Deci, nu mai sunt nici nemțești ce a fost. Dar G4 Media relatează, am verificat știrea, este... Vă spun, situația trenează de la începutul anului trecut, că așa am descoperit. Deci domnul Mbalula periodic tot iese și spune, trebuie să mai prelungim un pic. Ei au cumpărat niște imprimante de-astea de permise în anii 90. De pe vremea lui Hathaway, practic. Da. Și asta e, asta a fost, era ultima care mai funcționa. Și ea, când s-a stricat, au trimis-o la reparat în Germania. L-au dus-o la service în Germania. Și nu, încă nu se găsesc piese sau ceva. Alta, cred că nu achiziționează sau nu vor. Și asta e. Prietenii domnului Mbalula din Africa de Sud cred că sunt foarte încântați de această problemă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.